Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, acesta va fi un episod puțin mai special, pentru că, după cum puteți vedea, avem aici o mașinuță foarte frumoasă, și am zis să fac un episod special pentru aceasta, pentru că e ceva special și am vrut să pornesc așa, să fac un episod, pentru că în sfârșit, după muncă multă, după vreo 200 de tone de grâu vândute și plus mașinile pe care le-am avut în garaj, GL-ul ăla mai vechi și X6-le, am reușit să îmi achiziționez o mașină mult mai bună și să am acum măcar să am o mașină de oraș, să zic așa. Și în sfârșit a venit și astăzi ziua în care am adus-o pe platformă. A adus-o cineva până în Dumești de pe platformă și de acolo am luat-o eu. Mașina e venită din străinătate, din Belgia. Am luat-o la mâna a doua, bineînțeles că la mâna întâi este foarte scumpă, dar totuși am dat 110.000 de euro pe ea și la mâna a doua, pentru că a avut doar 15.000 de kilometri la bord și este dotată cu tot felul de mecanisme, tot felul de dotări acolo și plus că am vrut să fac o mică premieră, să aduc și doi cameramani, să fac așa o mică filmare când aduc și eu o mașină mai scumpă așa la noi aici acasă. Ia uitați, cam asta este, e vorba de un GLE din 2020, foarte frumos, este tot pachet AMG, are motorul de 3 litri biturbo de 400 și nu mai știu câți cai. Și culoarea este foarte specială pentru că seamănă chiar foarte mult cu mașina lui Dorian Popa, după cum se poate vedea. Bine că cred că o să-i mai fac eu mici modificări, dar deocamdată e foarte frumoasă așa. Acum, haideți să ne urcăm și în mașină. Hop, cam asta este și la interior e foarte frumoasă, după cum puteți vedea. Haideți să o și pornim. Cam așa se aude, bine, nu se aude din cauza camionului, dar haideți să o dăm totuși jos. Ia, băieții acolo în spate filmează cum coborâm și noi mașina de pe platformă. Ia, ușurel. O dăm jos aici, în fața curții. Ia să vedem. Hai că edita mai mașina până la urmă. Ușor o dăm și noi jos. Așa, băieții filmează acolo, fac poze, ia uitați cât de frumoasă e, cât de frumoasă poate să fie această mașinuță. Hop, ia să facem și o poză, arată foarte bine. Mamă, după cum puteți vedea, are numere de Belgia, și pe față și pe spate, o să trebuiască să o înscriu pe România, dar în curând, după... Cred că o să o înscriu eu săptămânile viitoare sau săptămâna asta. Cam așa arată, deci v-am spus, e pacheta AMG foarte faină și culoarea este demențială. Am zis că nu o să vin atât de repede mașina, dar uitați că a venit. După o grămadă de muncă, după cum știți și voi, după atâta trudă, am reușit să cumpărăm o mașină mai bună. Ca să nu mai am, să zic așa, mai multe răgălii de alea, mai bine una și bună. Mai bine una și mai faină. Cam așa se aude. Motorul se aude genial, e foarte frumos. Acum, bineînțeles, să-i dăm și noi o tură, zic eu. Haideți să ne urcăm. Și să pornim la drum, să vedem cam cum merge, ia să vedem. Avem totul, bord electric, dita mai bordul acolo în față, scaune, tot felul, masaj, încălzire. Mai mult de atâta, nu știu ce ți-ai mai dori de la o mașină. Ușurel.
Și da, după cum v-am spus, am vândut mașinile alea două, am luat pe amândouă undeva la vreo 65.000 de euro. Bine, am mai negociat, am mai făcut acolo și undeva la vreo 65.000 am luat pe amândouă. Am mai pus eu diferența și am cumpărat până la urmă o mașină mai bună, să zic, și mai nouă. Acum oamenii din sat o să zică că au venit acum în luna iulie băieții din străinătate. Au venit oamenii din străinătate, că acum vin mulți, dar trebuie să îi schimb numerele până la urma urmei. Ia uitați, cât de frumoasă e mașina asta, deci cât de splendidă arată. Deocamdată nu o să o bag eu pe câmp, că nu are rost, vă dați seama, asta e mașină de fugă, de teren, să-i bagi, bine, de teren vorba vine, dar e mașină sport. Ia să-i dăm noi puțin mai tare, nu-i dăm nici maxim, că nu vrem să intrăm într-un copac sau ceva. Ia să ne băgăm noi aici. Asta consumă acum, cred că derupe. Bine, o să o scot și eu mai, o să o scot mai rar, pentru că, bine, nu că consumă, dar nu am eu așa timp să mă plimb cu o mașină așa foarte nouă zilnic, să zic așa. O să mă plimb și eu de câteva ori pe săptămână, când o să mă mai scot în oraș, când o să o mai scot duminica prin pe la bar, atunci o să o mai scot. Ia uitați cât de frumoasă e. Ia să vedem. Hop. Acum să îi dăm un semnal și îi dăm blană înapoi. Ia plecăm și i-am dat blană. Haideți că mașina asta e foarte faină, avem tot felul de dotări pe ea, nici nu știu toate dotările ce pot să facă. Bine, nici nu m-a interesat, dar oricum are o mulțime de dotări. E foarte stabilă pe drum, pe asfalt. Deci da, e foarte, foarte bună pe asfalt și la o viteză foarte mare. Văd că luăm curba cu 100 la oră și nici nu simte. Deci, vă dați seama, e foarte faină mașina asta. Și da, a fost destul de scumpă. Am luat-o la mâna a doua de la un nene. A adus-o cineva pe platformă până în România, până aici în Dumești, și de aici am luat-o eu. Am luat-o eu să o duc acasă. Eu zic că e foarte faină mașina. Am zis, băi, să fac un video special pentru ea, că merită. Merită și chiar e faină. Ia uitați, am luat 130, 140, 150, 160 prin 170, prin comună. Vă dați seama și ce frâni bune are, ați văzut? Are niște frâni foarte șmechere. Acum, ia să urcăm și noi puțin pe uliță pe aici, să vedem cum este și pe off-road, să zic așa. Ia, uite, dita mai tancul intră pe aici. Ai că e faină tare. Îmi place și bara de pe spate, după cum puteți vedea, e sportivă. Hop, ia să întoarcem noi aici. Frumos și aia de pe față. E, bineînțeles, AMG, foarte faină. O să trebuiască să îi mai fac eu, cred că, modificări. O să-i schimb jantele, probabil. Și da, astea o să fie modificările pe care o să le facem în curând, bine, când, poate, nu știu, peste câteva săptămâni, când o să după ce o să-i schimb numerele, bineînțeles, că asta o să fie primul rând, să-i schimbăm numerele și să fie foarte faină. Deci, mașina e genială. Eu zic că e genială mașina asta. Are cai putere, intri în depășire cum vrei, adică ce mai vrei mai mult de atât. Să o ducem acum înapoi în garaj, că acolo e locul deocamdată, până o să o mai scoatem noi. Ia să vedem, op, și facem aici la dreapta. Inițial am vrut să-mi iau un X6 mai nou, dar am zis, băi, mie îmi place oricum, sunt fan Mercedes și îmi place mai mult Mercedes. Bine, și BMW-ul îmi place, dar nu știu, Mercedes-ul parcă îmi place mai mult. Așa că am zis, băi, merg pe Mercedes că îmi place. De ce să nu îmi iau o mașină care chiar îmi place? Acum să o băgăm și noi în curte frumos și să o băgăm în garaj. Ia uitați. Băi, dă bine mașina pe lângă casă, nu? Eu zic că dă bine. Chiar dă foarte bine. Acum ia să deschidem și noi garajul. Și garajul e tare. Chiar și garajul e frumos. Și să o băgăm în garaj acolo. Ia să vedem. Hop, îi dăm cu marșalierul. Dăm cu marșalierul ușurel, ușurel. Și. Hai că o băgăm. Gata, gata. Hai că am și băgat-o în curte, în garaj. Păi, jupânilor, cam atât a fost cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut.
Sper că v-a plăcut și mașinuța. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.